Slăvit să fie Domnul. Amin. Și binecuvântat să fie numele lui Iisus. Amin. Că în această seară suntem aici și spunea Elisei că nu-i meritul nostru și nu ni se cuvine. Spunea despre tatălui, despre Dan, că mai are o singură dorință să ajungă la casa Domnului. Credem că Domnul va aduce acasă. Amin. Și probabil că va veni și va mărturisi. Că știți ce spune Biblia? De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. S-o spună Israel. Și mă gândeam în anul acesta, fiecare din noi am călătorit mult, unii cu mașina, alții poate cu avionul, alții pe jos. Și dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să știți că am fi lipsit mulți de aici din locul acesta. Dar pentru că Domnul a vegheat peste noi, este că Domnul ne vrea mai aproape de El. Spunea și fratele Nicu, dacă suntem în seara aceasta aici, suntem tocmai ca să ne apropie mai mult de Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Și să ne binecuvânteze El, ca anul acesta care vine. Nu știm ce ne rezervă. Nu cunoaștem viitorul. Unul singur cunoaște viitorul. Numai Hristos. Trăiască numele Lui. Spunea în versul poeziei că multe ți-ai propus și nu le-ai împlinit. Știu ce ai propus anul acesta să faci. Să postești mai mult. Să te rogi mai mult. Să stai în grupuri de rugăciune. Mi-aduc aminte, fratele Cornel Bărsan, în multe rânduri am participat la slujbele împreună, la închinare. Și spunea el într-un mod special că în fiecare slujbă de adunare era un grup de surori care veneau cu cel puțin o oră înainte să înceapă slujba de casa Domnului și să stăteau la rugăciune. Mă rog ca Domnul să ridice surorul, care să se roage, care să postească și să-L poată mărturisi așa pe Domnul în slujirea, în viața lor de credință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iubiți, frați și surori, cuvântul Domnului în această seară pentru noi spune în felul următor, Isaia 61, Duhul Domnului este peste mine. Asta e nevoie. Ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste fiecare din noi. Nu contează lucrarea pe care o faci, dar ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de ce spunea un frate. De vremurile care vor veni, că nu vor mai face față decât oamenii care sunt umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Avem mare nevoie de Duhul Sfânt. Avem mare nevoie de puterea aceasta și vă spun, această putere nu capeți în locurile nepermise. Nu. Duhul lui Dumnezeu poți căpăta umplerea cu Duhul Sfânt aici, în părtășii, la rugăciune. Amintea fratele Samson despre minunile făcute în casa lui. Și fiecare din noi am putea spune minunile pe care le trăim, pe care le-am experimentat în familiile noastre. De ce? Că noi eram buni? Nu. Pentru că El este bun. Trăiască numele Lui Iisus. Și dacă suntem în seara aceasta, ei suntem că El este bun. Glorie Lui! Măriți să fie numele Domnului. Dar avem mare nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, știți ce face cuvântul Domnului? Aduce vești bune. Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Fiecare din noi să fim niște aducători de vești
bune. Aleluia! Știi când vei putea să aduci vești bune? Când vei fi umplut cu Duhul Sfânt. Aleluia! Așa scrie aici. Duhul Domnului este peste mine. Tu ai nevoie de Duhul? Aș vrea ca fiecare să ne uităm în lăuntrul nostru, în lăuntrul vasului, să te uiți cât ai, cât un de lemn ai în vas. Știți că cele 5 fecioare nechipzuite, știți ce au neglijat ele? Să uitau numai la ceilalți în stânga și în dreapta, dar nu se uitau la vasul lor. Te-ai gândit la asta? De câte ori te-ai uitat anul acesta în vasul inimii tale? Să vezi cât un de lemn ai. Ai neglijat. Nu? De la începutul anului 2021, am spus, Doamne, vrem să fim mai umpluți cu Duhul. Vrem să facem lucrarea Ta mai mult și așa mai departe. Și am amânat și anul acesta, nu? Nu știm dacă anul viitor vom mai putea din nou amâna și vom mai ajunge și la sfârșitul anului, te-ai gândit la asta. Spunea în rugăciune, în timpul rugăciunii mi se dădea să spun, adu-ți aminte ca fiul risipitor să îți vii în fire. Mă auzi bine? Să-ți vii în fire și să-ți dai seama că ai risipit toată averea tatălui tău și toată bogăția. Și să-ți pară rău de starea ta. Că numai un om care își vine în fire e un om cu judecată, își dă seama ce a greșit. Dacă mâine vei face la fel ce ai făcut până ieri, dacă poi mâine vei face la fel, vei rămâne la fel în aceea stare. Ascultați-mă bine. Vă iubesc în numele Domnului Iisus. Și dacă cuvântul mai vine într-un anume fel, vă rog, haideți să luăm ca pentru noi, ca pentru sufletul nostru, pentru pocăința noastră. Că vă doresc împreună cu mine să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Ce să venim aici să vă spunem că suntem bine? Frații mei, haideți să fim serioși. Să fim fiecare în dreptul nostru, să ne uităm, că știm noi cum trăim fiecare din noi. Când ne întâlnim unii cu alții, știm noi ce vorbim, nu? Și să spun, mă, ești bine așa, tu de când ești bine așa. Nu e bine. Aici, știți cum văd eu adunarea? E ca și la școală, nu? Acolo mergi la școală ca să înveți, ca să devii om. Oamenii care nu fac școală sunt analfabeți. Când tu nu vii aici să înveți din Scriptură și arunci cuvintele lui Dumnezeu într-o parte și alta și nu ții cont de ce spune cuvântul Domnului, prin robi ești mai slab, mai nepregătiți. Știu. Nu ne interesează. Dar Dumnezeu ne va trage la răspundere de fiecare cuvânt. Ascultați-mă ce vă spun. Să luăm aminte cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă uneori e pentru mustrare în dreptul unuia sau altuia, e pentru pocăința noastră. Dumnezeu să ne ajute. Domnul să ne binecuvânteze. Iubiți mei. Haideți să ne uităm în cuvântul acesta. Duhul Domnului este peste mine. Spuneam că se dădea cuvântul acesta. Ce să-ți vii în fire ca fiul risipitor și să-ți pară rău de tot ce ai făcut. Știți ce a zis fiul risipitor? Când și-a venit în fire, zice, mă voi întoarce la tatăl meu. Nu? Și voi spune, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Și auziți? Și voi mai spune, nu sunt vrednic să fiu, să mă numesc fiul tău. Știți ce înseamnă asta? Versetul 4 din 61. Ei vor zidi iarăși. Iarăși. Te întorci înapoi la viața de credință, de pocăință. Din locurile unde tu te-ai îndepărtat. Ascultă bine. Voi zidi iarăși vechile dărâmături, voi ridica iarăși năruirile din vechime, voi înnoi cetăți pustiite, rămase pustii, din neam în neam. Singurul care poate să facă noirea este Duhul lui Dumnezeu.
parire Lui. Slavă Lui! Aleluia! Să ne ajute cu Domnul de lucrul acesta. Că ești tânără, că ești tânăr, că ești frate, soră. Să-ți vii în fire în seara aceasta. Duhul Sfânt spunea lucrul acesta. Să-ți vii în fire și să-ți pară rău. Și din seara aceasta să iei hotărâri noi. Ajută-mă, Doamne! Și decizii noi. Să nu mai rămâi la porci! Că Domnul nu acolo ne-a chemat! Nu la porci! El ne-a făcut frii de prinți. Aleluia! Așa scrie o preoție sfântă, un neam sfânt. Da. Un popor pe care l-a câștigat Dumnezeu. Trăiască numele lui Iisus. Ăștia suntem noi. Răscumpărații Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeul nostru. Hotărăște-te în seara aceasta. Și spune-i Domnului. Doamne, dacă până acum, anul acesta, n-am fost cum trebuia, vreau ca de la începutul anului și cum spunea fratele Romeo, mâine avem slujbă. Poate unii s-au plictisit de slujbă, dar până și joi, dar și vineri, dar și sâmbătă, dar și duminică. Spunea la un moment dat, cineva îmi spunea că fratele Pustan spunea, de acum o să fac slujbă în fiecare zi. Că tot așa probabil comentau și alții, dar prea multe slujbe. Dar imaginați-vă dacă mâine se va întâmpla să nu mai poți veni la casa Domnului. Ce spunea mai devreme? Că spunea fratele Dan, dorința, voi știți care era și care e? Să vină de acasă până la casa lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o soră și asta pot să-i spun și numele, soția fratelui Liviu. De la spital la spital, de la clinică la clinică, dintr-o țară în alta. Și tot așa. Știți ce a zis ea în mărturia ei? Să mă ajute Dumnezeu măcar să mai ajung o dată la casa lui Dumnezeu să sărut băncile din adunare. Te-ai gândit? Avem surori aici care au fost vindecate de cancer. Nu? S-o spunea fratele Romeo de sora Juliet, vindecată de cancer din adunare azi. Astea-s minuni. Trei minuni în fiecare zi. Pentru că El face minunile. Nu noi. Nu. Noi suntem oameni slabi. Limitați. Cu slăbiciuni și cu greșeli. Pentru că numele Lui este minunat. Trăiască numele Domnului. Iubiți frați. Nu vă țin o predică în seara aceasta. N-am intenția aceasta. Dar doresc din toată inima să punem preț mai mult în anul acesta pe lucrarea Duhului Sfânt. Amin. Pe rugăciune amintea fratele Romeo și spunea el la un moment dat, când biserica se roagă, tu nu știi ce se poate întâmpla în rugăciune. Ascultă-mă bine. Nu știi ce se poate întâmpla. Mi-aduc aminte de fratele Hozan spunea că a intrat într-o adunare. Și în timpul rugăciunii, o femeie venise pentru prima dată cu tumoare la gât. Și în timpul rugăciunii insista și s-a coborât Duhului Dumnezeu și dintr-o dată, în timpul rugăciunii, puterea Duhului Sfânt s-a atins de femeia aceea și a vindecat-o pe loc de cancer. A trebuit să iasă să mărturisească. Că Dumnezeu face minuni. Dar dacă tu stai să te uiți la mine cum mă rog eu, dacă tu stai să faci, știți cum zic eu, așa, ștechere. Știți, îmi place să spun așa. Să te uiți și pozezi pe unul și pe altul manifestările în rugăciune. La... Nu este în regulă. Se supără Duhul Domnului. Se supără Dumnezeu pe fiecare din noi. Ascultați-mă bine, frații mei și dragii mei. Haideți să prețuim lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să prețuim timpul de rugăciune, să prețuim ceasul de rugăciune, momentele de rugăciune, de părtășie, că în momente ca acelea se poate coborî puterea Duhului și dintr-o dată vorbește în alte limbi. Știți în vorbirea în alte limbi ce spunea unul tânăr care s-a rugat nu de mult aici, în limba spaniolă, el nu știe limba spaniolă. Îl cunosc foarte bine cine e. Zice că cineva în adunare, în același timp, era în adunare, se afla în adunare și înțelegea exact cuvintele pe care le spunea prin Duhul Sfânt. Ce ia-ne în brațele tale și păzește-ne de cel rău.
ține-ne în palmele tale. Auziți ce spunea, ce spune un om în vorbire în alte limbi, fără să știe ce. Și vorbește taină, slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragii mei, doresc anul acesta care vine ca Domnul să vă binecuvânteze pe voi și pe copiii voștri, pe noi toți. Să căutăm pacea, să alergăm după ea. Să căutăm lucrarea Duhului Sfânt, să căutăm casa lui Dumnezeu. Că știți de ce? Oameni botezați cu Duhul Sfânt și schimbați și noiți. Când va veni Domnul, ne va lua spre împărăția. Vom zbura în cer. Într-o zi, nu vom mai fi aici. Să vorbim de boli, de necazuri, să afișăm aici persoanele bolnave. Nu, nu. Într-o zi vom fi cu El. Slăviți să fie Dumnezeu. Și ne vom bucura de harul și de slava Lui. Zice, nu va mai fi nevoie de lumină. Nu va mai fi nevoie de lampă. De ce? Că mielul este făclia care ne va lumina. Trăiască numele Domnului. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Doresc să ne binecuvânteze Domnul pe toți. Să căutăm să strângem rândurile. Să ne iubim unii pe alții. Căci numai în felul acesta vom veni în împărăția Domnului. Amin.